Domnule primar, anul școlar s-a încheiat și se pare că la Cordun s-a încheiat cu foarte bine. De la bine la foarte bine. 3 olimpici, 22 de copii premianți. E de bine pentru învățământ. Începând cu, bună ziua și bine ați revenit în Comuna Cordun, începând cu anul 2017, am dorit să dau un suflu nou școlii din Cordun și școlii din Pildești, în sensul în care am dorit să motivez un pic copiii care au avut performanțe deosebite extrașcolare la olimpiade și la concursuri naționale. În cursul anului 2017 am premiat copiii în luna iunie cu vreo 53 de biciclete. Anul acesta, în 2018, am dorit să continui tradiția din anul 2017. Am cumpărat 50 de biciclete, 40 de tablete Samsung Tab, inclusiv 3 laptopuri pentru elevii care s-au remarcat cu performanțe, cu performanțele cele mai mari, cu rezultatele cele mai bune la olimpiade naționale și județene pe diferite obiecte. Încercați cumva să dați un exemplu și pentru alte primării? Nu s-au auzit de foarte multe premieri de genul acesta, cel puțin de valoarea asta, vorbim de cât? 60.000 de lei pentru anul 2018, 30.000 de lei a fost pentru anul 2017. Îmi doresc să motivez copiii să aibă rezultate deosebite la concursurile școlare și extrașcolare, întrucât îmi doresc să cresc standardul nivelului de învățământ din Comuna Cordun. Pentru anii care urmează, doriți să continuați această tradiție? Sigur că da, doresc să continui această tradiție, ba chiar din contra, să o dezvolt, să motivez din ce în ce mai mult copiii care învață atât în Cordun cât și în Pildești și care vor participa la aceste olimpiade și concursuri școlare. Per total, câți copii au fost premiați? 90? 93? 90, aproximativ 80 de copii. 80. E o lucrare masivă pentru administrație. Sigur că da, este o lucrare masivă. Din punctul meu de vedere, niciodată nu mi-am dorit să premiez copiii cu bani. Am avut probleme în ultimele 2 săptămâni, în sensul în care nu am știut cu ce să răsplătesc acești copii care au obținut rezultate deosebite. Am ajuns la concluzia că pentru cei mai mici, de la clasele 1-4, să-i motivez cu câte o bicicletă, iar pentru cei de la clasele 5-8, să motivez cu câte o tabletă Samsung Tab. Și pe cei mai buni cu câte un laptop. Îmi doresc ca în cursul anului 2019 să avem rezultate și mai bune ca în anul 2018.